Olimpiada de religie, etapa pe județ în Caraș-Severin, a fost organizată la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița. Proba de concurs a început cu un moment de rugăciune în curtea unității de învățământ. Elevii au susținut în continuare proba scrisă. Am reușit ca și în acest an școlar să organizăm Olimpiada Națională de Religie, faza județeană, pe 2 zile. Dacă anul trecut am fost pe clisura Dunării la Coronini, în urmă cu 2 ani la Petroșnița, în zona Caransebeșului, am fost la Topleț, în zona Băile Herculane. Iată-ne de această dată, în acest an școlar, în municipiul Reșița și după un moment de rugăciune pe care l-am avut în această dimineață, tinerii noștri, aproape 250 de participanți, au intrat la proba scrisă. Nu este prima dată când particip, mereu mi-a plăcut. Sunt foarte apropiată de Dumnezeu. Iubesc această olimpiadă. Cum ți s-au părut subiectele? Au fost ușoare. Chestiile astea se învață și în biserică și mai ales la orele de religie pe care le iubesc. Am ales să particip la olimpiada de religie pentru că îmi respect foarte mult profesorul de religie și oarecum am vrut pentru el să vină aici. Tot timpul este alături de noi și încearcă să ne învețe lucruri noi pe care să le urmăm și în viață. În cursul după amiezii, organizatorii Olimpiadei au pregătit pentru elevi un program recreativ. Copiii și tinerii au vizitat grădina zoologică din Reșița și au participat la o piesă de teatru pusă în scenă special pentru ei la Teatrul de Vest din municipiu. Cum ți s-a părut Olimpiada de religie? Mi s-a părut destul de fain, adică am avut destul de multe subiecte în care chiar să putem să scriem și să putem să ne dezvoltăm. Cum apreciez faptul că pe lângă examenul în sine, Olimpiada are și o parte de cunoaștere a locurilor, de a socializa și de a petrece timp împreună? Îmi place că le dă prilejul celor care nu sunt din zonă să vadă și anumite chestii și să putem să le arătăm și noi ce avem aici în jur, pentru că sunt lucruri destul de frumoase care zic eu că merită văzute. Îmi place foarte mult cum se desfășoară Olimpiada de religie pe 2 zile și faptul că este mai mult o olimpiadă de suflet și nu neapărat pentru concurență. Faptul că poți să socializezi și să cunoști persoane noi, experiența în sine este una foarte bună. Episcopia Caransebeșului este un partener al Inspectoratului Școlar Județean și susține prin mijloace materiale și nu numai, ci și prin logistică acest program, acest tip de olimpiadă care, dincolo de evenimentul în sine, dincolo de concurs, dincolo de momentele de recreative și de meditație, de participare la Sfânta Liturghie, are în vedere un obiectiv foarte important și anume crearea de valori în viața copiilor. Ori un astfel de program, o astfel de olimpiadă, o astfel de desfășurare aduce înaintea lor această foarte importantă componentă. Ziua s-a încheiat la Palatul Cultural unde a avut loc premiera elevilor în prezența preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ne-am bucurat împreună cu profesorii de religie pentru că, într-adevăr, sămânța cuvântului lui Dumnezeu a adus rod însutit în inimile, sufletele și mințile acestor tineri. I-am încurajat la festivitatea de premiere pe tinerii noștri, pe elevii noștri, pe olimpicii noștri să continue pe mai departe studiul Sfintei Scripturi, să studieze cu multă atenție cuvântul lui Dumnezeu care are putere multă și să fie apărători și mărturisitori ai dreptei credințe în aceste vremuri controversate. I-am îndemnat să fie și să rămână sare a pământului și lumină a lumii și, bineînțeles, le-am pus la suflet cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos din predica de pe munte. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Cei 250 de elevi vor participa mâine la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Adormirea Maicii Domnului din municipiu.